Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu e ora pentru Republica Fantastică, dar avem totuși o știre de Republica Fantastică România la Europa FM. Republica Fantastică România e la orice oră. Corect, ai dreptate și tu. Da, dimineața, seara, tot timpul. Un primar dintr-o comună bistrițeană a dus apă îmbuteliată de la magazin pentru analize când a venit vorba de autorizarea noii rețele de apă care fusese făcută cu bani europeni. Nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Mai mult, același primar l-a învățat și pe altul, oarecum vecin. A francizat ideea. Cum să fenteze sistemul. Apa din cele două comune este în continuare practic nepotabilă, dar primarii se bat pe umeri, au rezolvat problema, au păcălit autoritățile. E vorba de primarul din Rebra, Bistrița Năsăud, un domn pe nume Ștefan Danci, care tocmai a fost reales a cincea oară, e și foarte bun. În 2009 a finalizat un proiect pe fonduri europene. Apă curentă și canalizare pentru locuitorii comunei. La analizele de atunci, cum spuneam, apa a ieșit perfectă. Bravo, domn primar, ce treabă bună ați făcut. Și poate chiar ușor carbogazoasă, așa mă gândesc. Aute, domn, neafane să poate face și șpriț cu ea. Șpriț direct de la robinet? Da. În realitate, apa, din păcate, are acum și clor rezidual, enterococi, bacterii E. coli, nitriți, nitrați, este dezastru ce e acolo. Și recunoaște chiar primarul, neafane, pentru emisiunea România Te Iubesc, de la Pro TV, ce a făcut. De lângă stadionul Gloria Bistrița, la fost. Eram în Bistrița și eu trebuia să duc probe ca să fac analize, să le trimit la satul mare. Bă, ce am găsit eu acolo rapid? Bă, că am sărit în coș și m-am dus și aia, ce să fac? A riscat, știi că nu toată apa care e îmbuteliată și poate fi de cea mai bună calitate, poate să mai surprize. Da. Imaginați-vă drumul. Deci s-a dus repede la magazin, a luat apa îmbuteliată. Se și grăbea. Da. Și după aceea, în mașină, pe drum, s-a chinuit să scoată eticheta. Ați încercat să scoateți etichetele de pe... Nu, e de lucru, știi? Trebuie să stai, să râcăi, să nu știu ce. Bun. Și șmecheria asta a fost replicată și pentru vecinii de la comuna Leșu. Explică tot, neafane. Practic asta am mai auzit-o cu dusul apei la analiză. Asta-l provoacă. Apă cumpărată de la magazin. Deci vă rog să mă credeți, m-a rugat și primarul din Leșu, care și el, noi amândoi am derulat acele proiecte. Și a zis, să-i duce și dânsul eu. Păi zice, du-mi și mie, dacă te duci, că ea mi-o cerut și mie, eu sunt nu știu unde, era prin... Și a luat și dânsul eu sticlă? I-am luat și lui, că am luat două, v-am spus că am luat două sticlă. Una v-am scris Leșu și una am scris Rebra. Nu le-am luat din același loc, să știți. Una am luat-o din ăla de lângă stadionul Gloria, Bistrița, actualmente e acolo. Și una am luat-o din altă parte, nu mă stau să mă gândesc eu unde am luat-o, că am luat-o din altă parte, nu de acolo. Pentru comuna cealaltă. Pentru Leșu. Să nu iasă la fel. Păi să nu fie la fel. Bă, ce mândru e de treaba asta. Deci, se pare ireal. Pe etichetele alea de apă, băi, e diferență. La calciu, la magneziu, la alea, nu poate să fie la fel. Hai că ți iau și ție, dar mă duc în altă parte. Am mers în alt supermarket. Bă, dar de cine a luat altă marcă? Adică... Da, ce să zic. Băi, eu nici nu vreau să mă gândesc ce fețe fac oamenii ăia de la Bruxelles când află astfel de lucruri. Bă, cine sunt? Românii? Aoleu, români, frate, au venit, stai că vin românii. Bine că n-a dus vreo sticle de pălincă. Păi, în zona acolo, sticlele de apă goale sunt folosite pentru și reîmbuteliate cu pălincă de multe ori. Bun, tristețea este că rețeaua aia de apă este practic nefuncțională. Apa nu poate fi băută, sunt bani irosiți și scoaterea se face. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.